în seara. Așa cum v-am obișnuit, încerc să fiu și să discut despre niște probleme care sunt de actualitate. Și una dintre problemele de actualitate este ispita sau manipularea prin îngeri. Știu că o să sar în sus și ultraortodoxi și preoții, că nu există așa ceva, că nu există disensiuni între îngeri, că nu pot exista disensiuni în cer. Astea sunt povești. La ora actuală există foarte multe școli spirituale care au acces la îngeri. Și fie că ne convine, fie că nu ne convine, pot să dau câteva exemple. Ortodoxia are acces la îngeri? S-o da. Prin botezul, prin botez se face accesul la îngerul păzitor. Prin tunderea din călugărie se dau 7 îngeri. Prin hirotonisire se dau îngeri. Prin, mă rog, când este uns un electro, un electro, un episcop, se dau îngeri. Deci ortodoxia are acces la îngeri. Catolicism. Catolicism are acces la îngeri? Absolut. Are ritualul, are aia. Nu vorbesc că aici sunt ortodoxi, perit, vechi, nou. Catolicii de ei s-au despărțit mult. Avem ori franciscani. Ordinul Sfântului Francis. Nu vorbim Ordinul Cavalerilor de Malta. Care are acces la mai mulți îngeri decât ortodoxia sau catolicism. Nu vorbesc de masonerii. Albe. Rituri, scoțiani, antivechi și acetate, etc. Și mai nou, evident, radiestezia. Radiestezia sau infoenergetia. Reiki. Ordinele. Melchisedec. Etc. Deci sunt N școli spirituale care au acces la entități de lumină. Din care îngerii sunt cele mai mici. Pentru că cine mi-a citit cărțile, poate că a văzut la un moment dat că scriam despre un băiat care mi-a venit de la o mănăstire franciscană și care mi-a adus sistemul lor de radiestezie și o rugăciune franceză către Arhanghelul Mihai, pe care am citit-o și în momentul în care am citit-o a venit Arhanghelul Mihai. Noi, ortodoxi, suntem crescuți să credem că suntem miezul din gălușcă. Dar, în realitate, sunt mulți oameni care au acces la energie, acces la lumină. Nouă ne place nouă. Mie nu. Eu sunt sătul. Ortodoxie îi face să crede că ea este mort, da? Merge. Vintare de spate alții. Bun. Și atunci, toți au acces la ghizi de lumină. O să spuneți, bine, bine, dar cum adică? Manipulare cu lângeri. E foarte simplu. Să știți că am întâlnit treaba asta și în râca între călugări, din, și preoți din mănăstire, între preoți, între ei. Da? Că oamenii sunt oameni indiferent de nivelul spiritual pe care au și indiferent de puterea pe care au și de numărul de ghizi pe care i-au. Și atunci se întâmplă următorul fenomen. Am aici un om care are un anumit număr de îngeri, am aici un om
ca un număr de lege. Și facem așa, pe lângă ei. Da? Și ăsta are alții. Într-o situație, îngerii ăștia vor trage cu persoana asta și îngerii ăștia vor trage cu persoana asta. Deci, până la urmă, aici, se va face voia celui care are mai mulți? Hai să zicem. N factoria îngerii. Ăla va avea dreptate. E adevărat că dreptatea divină nu este așa. Dreptatea divină este una singură. Numai că tu poți să ai dreptate, dar ceva care are putere mai mare, nu poate să treacă peste tine. Și asta înseamnă, și din păcate, e adevărat, știți, eu n-am luat niciodată nimic de Agatha. Și n-am luat niciodată nimic de Boldă. Și nu m-a interesat nimeni nici în ceea ce vine, nici de unde e, sau ce informați. Păi interesat dacă nu. Și până la urmă este adevărat următoarea zicală. Până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Din păcate. Și atunci apare această manipulare cu lumină. Manipularea cu înger sau manipularea cu lumină. Adică, îți vine un înger la tine, îți dă un gând și tu ai impresia că este gândul cel bun, dar nu este gândul cel bun, pentru că acel înger nu face voia Tatălui. Face voia unui om, face voia unei persoane. Da? Trebuie să fiți foarte preocupați nu de voia unei persoane, ci de voia Dumnezeului Tatăl, celui unii. Primul Dumnezeu. Unul. Cel dinainte de toate. Primordial. Cum vreți voi să-i spuneți? Cel care a făcut lumea și Universul. Cel care a făcut Universul prin Sfântul Spiritual. Cel care, de care se vorbește Sfântul Vasile cel Mare. Dumnezeu, Dumnezeu și Domnul Domnilor. Făcătorul citorul de foc și cer. Jucătorul puterilor celor fără de trup. Meștrul celor cerești și acel cumplești, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici n-a rezolvat. Deci, mă refer la acel Dumnezeu primordial. Da? Nu mai credeți. Știu că e scris, apropo de Evanghelie, sunt tindere preoților care au fost anunțați de Serafim că se va naște pe unul din fecioare și nu au crezut. Da? Mi se pare că dreptul Simeon și Zaharia. Zaharia este cel care a rămas mult până când, până când nu s-a născut Mântuitorul. Și cel care a trebuit să trăiască, nu știu, vreo 200 sau 300 de ani doar ca să vadă nașterea Mântuitorului și când a venit Maica Domnului cu Mântuitorul la templu, i-a zis, eliberează pe omul tău, stăpâne, că am văzut și am crezut. Dar, mă rog, deci avem manipularea prin îngeri. Știu că există această pildă, dar din păcate vremurile nu mai sunt așa. Acces la lumină, acces la înger, au mai mulți oameni. Și atunci ceea ce ne trebuie să ne intereseze pe noi, dacă în planul divin, în planul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, acel Dumnezeu primordial, există, este în consens cu voiajul respectiv, putem să o acceptăm. De asta până și măsurătoarele trebuie oarecum schimbate, pentru că nu mai pot să mă bazez pe anumiți parametri care se învață la radiestezie, pentru că ei sunt nu sunt falși. Dar nu au acuratețe și nu se sunt părtinitori oarecum cu sistemul creat de comandor. Nu au um,
nu sunt, să zic așa, lumea Dumnezeului primordial. Bun. Am întâlnit treaba asta în foarte multe situații. Am avut de manipulare cu îngeri. Pentru că îngerii au și acces în, la planul divin într-o anumită măsură. Toată lumea crede că îngeri înseamnă cei cu aripi. Nu. Primii îngeri sunt oameni care au fost întrupați și care au rămas ca și ghizi pentru persoanele care au murit, care pe măsură ce îi ajută oamenii respectiv să învețe despre lumea spirituală, își capătă aripile și trec la un nivel spiritual superior. Bun. Și începem cu întrebări. Nu totdeauna primul gând pe care îl avem este transmis de Îngerul Păzitor. Dar, de ce mai mult? Asta presupune că sunt curat, asta presupune că nu am păcat foarte mult, asta presupune că Îngerul Păzitor e cel mai aproape de mine, da? Noi avem aici un înger, mă rog, îl facem așa, și un demon, da? Bun. Toată lumea se sperie de demoni. Dom'le, demonii au și importanța lor. Îngerii nu părăsc și nu vorbesc cu rău. Deci dacă eu vreau să aflu răspunsul la întrebare care presupune un răspuns rău, am nevoie de răspunsul demonului. Să știți că așa procedează și Dumnezeu. Adică, demonul câteodată spune adevărul. Și mai ales când e vorba de răutăți, el spune adevărul. Dar nu poate și minți, evident. Dar asta face deosebirea între înțelepciune și, mă rog, înțelepciunea umană, faptul că face diferența între adevărul spus de un demon și minciunul. Și atunci, Îngerul nostru spune adevărul, dar câteodată adevărul poate să fie spus și de înger. Deci, în principiu, primul gând care ne vine în minte este de la Îngerul Păzitor. Dar dacă este vorba de o pâră sau de o răutate, nu e de la Îngerul Păzitor, e de la demon. Nu e vorba de instinct. Instinctul nu... Aici pică întrebarea este pusă greșit. Instinctul presupune chakra 2. Instinct e foame, sete, instinct sexual. Cred că vreau să vorbesc mai degrabă de intuiție. Da, intuiția înseamnă suflet. Înseamnă să faci cu sufletul. Din păcate, la ora actuală, manipularea pe suflet a ajuns la o asemenea amploare, la un asemenea nivel, încât este foarte greu să iei de suflet. Dar, chiar și așa, mai bine să te iei după suflet. De ce? Pentru că sufletul este divin. Și atunci, chiar dacă cineva, prin intenție, indiferent de ce cunoașterea ți-a influențat sufletul, Dumnezeu nu va îngădui să greșești prin intermediul sufletului. Pentru că tu faci voia sufletului. Și atunci, admițând că cineva implementează programe negative la nivel de suflet, să te facă să faci ceva, atunci tot și tu faci conform sufletului, așa te trage inima, tot înseamnă că faci voință divină și atunci Dumnezeu va determina așa fel încât să te cureze treaba asta de suflet ca să nu cazi în greșeală. Deci dacă este din punctul meu de vedere, da, mai degrabă folosești intuiția, chiar cu riscul că acolo a fost manipulată, pentru că nimeni nu are acces acolo în afară de Dumnezeu. Am avut o dilemă la un moment dat și eram foarte supărat și m-am zis la Dumnezeu și am zis, Doamne, uite ce fac ăștia. Am niște grade superioare de la anestezie care putea să se conecteze la centri energetici superior prin corp și putea să-ți transmită un gând prin intermediul centrii superior. Și tu aveai impresia că vorbești de la Dumnezeu. Și când acolo erau băieți de grade mari din anestezie. Și atunci am zis, Doamne, uite ce fac ăștia. Și mi s-a spus așa. Nu te mai speria, nimeni nu are acces acolo, fără corpul meu. Bun. Și asta este tot ce se întâmplă. Deci nu vă mai faceți, nu mai fie atât de frică. Voi mergeți înainte. Pentru că dacă tu ești sincer în ceea ce vrei să faci, Dumnezeu te va curăța. Te va curăța și te va curăța sufletul, special ca să nu greșești. Nu vă mai fie frică de greșeală. Mergeți și faceți ceea ce simțiți și ceea ce credeți voi că e în valoare Dumnezeu și vă va ajuta să o împliniți. Bun, asta este una dintre cele mai importante probleme pe care vreau să le discut astăzi. Și anume? Și asta este Wi-Fi.
Cum verific? Deci verificarea gândurilor. Pentru că ispita vine prin gând. Deci primul lucru care ne face să greșim este gândul. Și atunci, automat, e foarte important ca eu să pot să verific gândul. Și o să vă iau în modul în care am învățat eu. Deci, în modul în care am învățat eu, e foarte laborios și acum îmi dau seama cât de greu mi-a putut să fie și mă rog, nu că merit o statuie pentru asta, dar măcar un gust. Deci, unul este moaștele. Folosirea moaștelor de sfinți. Eu nu am o mare afinitate către toți sfinții. Am câțiva sfinți pe care îi stimez și îmi plac. Și unul e Sfântul Nectarie, că probabil de am ca cabinetul acolo lângă el. Nu e Sfântul Mină, unul este Sfântul Nicolae, unul este Arsenie Boca, unul este Vasile de Apoia în Mână. Și mai sunt câțiva. Ei, folosirea moaștelor de sfinți presupune. Dom'le, vine în minte ceva. Și nu știu dacă e bine. Dom'le, iau toate moaștele din București. Sfântul Ciprian, da? Și mă duc frumos. La Patriarhie nu mă ajunge. Da? Mă duc acolo, sunt tot timp. Acolo sunt moaștele la mai mulți sfinți. Andim, Sfântul Mina, Sfântul Nectarie la Radu Vodă, mă duc la Sfântul Nicolae la kilometru 0, mă duc la Sfântul Ciprian. Sunt mai multe moaște de sfinții în București. Și de obicei mă duceam în aceea zi. Eu așa făceam, deci aveam un gând în minte. Doamne, să mă însor sau nu mă însor, să divorțez sau să nu divorțez. Și atunci mă duceam la M, moaște de sfinți într-o zi, și puneam aceeași întrebare. La fiecare dintre moaște primeam același răspuns. Deci eu puneam întrebare frumos când eram la moaște. Ce fac, domnule? Dau examen de rezidențiat? Și era răspunsul. Nu. Sau da. Și în momentul respectiv, până s-a învățat și regal. Sau nu l-am dat. Da? Deci folosirea moaștelor de sfinți. De ce? Pentru că un om care vine de la un demon presupune o entitate. Entitatea aia nu rezistă în locuri care sunt sfinte. La icoane fărătoare de sau la moaște. Și în momentul în care pui întrebarea, răspunsul care îți vine de la sfinți este cel adevărat. Deci folosirea moaștelor de sfinți. 2. Post negru. Și foloseam 3 zile. Și există o pildă foarte frumoasă, pilda Sfântului Părintelui Paisie Olar. Se spune că înainte să fie patriarh teoctist, a fost propus pentru ca să fie patriarhul Bisericii Ortodoxe Părintele Cleopa. Și Părintele Cleopa, mă rog, era duhovnicul meu pe vremea aceea, avea deja ucenici și este propus pentru patriarh. Și atunci ucenicii lui Cleopa s-au dus la Părintele Paisional, care era un părinte special. Și întreabă, ce facem noi că pleacă Părintele Cleopa? Și zice, hai să vedem. Ținem post. Și-au ținut, deci țineți minte, pentru o problemă, 3 zile de post negru. Nu ne jucăm aici la probleme cu postul negru. Și zice, ținem post negru 3 zile. Și a ținut post negru 3 zile și după aia s-a dus, mă rog, i-a zis Părintele Paisiei lui Cleopa. Cleopa, dacă te faci patriarh, o să te cleme Cleopa. Dacă rămâi în mănăstire, o să te cheme Ava Cleopa. Ava însemnând Sfânt, mă rog. Și atunci Părintele Cleopa a rămas duhovnic la mănăstire, la mănăstire. Post negru. 3 zile. 3. Saltire. O zi post negru plus
9 catisme seara. Înainte de culcare. Și a doua zi te trezeai cu gândul cel bun. 9 catisme înseamnă foarte mult pentru demon. Foarte mult. 9 catisme se folosesc în exorcizare, dacă vreți să știți. Da? O zi de post negru plus 9 catisme înseamnă 3 molifte negre. 3 molifte în rulbațul cel mare. Este o chestie foarte puternică. Nu vorbesc de 3 zile de post negru. Sandie. Astea sunt ritualurile ortodoxe. Mai este vreo metodă? Absolut. Prima metodă care a fost inventată. Tragerea sorților. Fiți atenți că nu se știe când o să aveți nevoie de ea. Mă dusesc să țin pot negru de 40 de zile, că eu am fost cam zonatic așa și am vrut să descoper mai multe. Și am cerut binecuvântare de la părinte, dar gata, eu plec să țin pot negru de 40 de zile. El arăt, zice, du-te. Mă rog, și am plecat eu retezat, la mașină pe fostul meu cumnat cu mine. Dom'le, și n-aveam prea multă minte. Și mă dat seama că la sfârșitul septembrie, dacă faci un cap plus 40 de zile, ajungi la începutul noiembrie. Păi retezat deja ninge. Și ajungem în munți. Ajungem în munți, ne punem cortul într-o strână și în timpul nopții se lasă un frig. Și mă trezeam să văd dacă trăiește cum la drum, că eu, mă rog, eu știam că nu pot să mor, că încă mai am de trăit pe pământ. Și, dar mi-era frică de el. Și mă trezeam să văd dacă respiră. Dormeam cu mănuși și cu perciune în cap. Mă rog, echipați ca de mână. Și a doua zi, de asta vă zic, aveam o monedă de 5 lei. Tragerea sorților. Sau, problema monedei de 5 lei. Moneda. Și atunci aveam o monedă de 5 lei de aia de aluminiu. Și am zis, și m-am rugat Dumnezeu, am zis Tatăl nostru, rugăciune către Maica, rugăciune începută. Și am dat un ban. Doamne, dacă iese ban, stau. Dacă iese, nu știu ce era, stemă, plec. Este singura dată în viața mea când mi-a ieșit de 3 ori să plec. Singura. În rest, 2-1, 1-2, dar niciodată de 3 ori. E singurul moment în viața mea care mi-a ieșit. Deci 2-1 înseamnă e și bine, e și rău. Adică e la latină, dar dacă sunt 3, iau toată și fugi. Pentru cei care nu au cunoștințe spirituale, ultimul apostol, cel care l-a înlocuit pe Iuda, apostolul, primul apostol de fapt care a murit, mi se pare că Ștefan, a fost tras la sorți. Bine, stăgea cu bețișoară, bețișorul lung, mi se pare. Dar principiul același, se rugau și ceream semnul la Dumnezeu, care este? Evident că e cea mai simplu. Doamne, fac. Cam bancul, știți bancul cu evreu? Ce un evreu, un catolic și un ortodox. Să roagă la Dumnezeu. Cum să facă? Să... Deci, cum să... Și că este niște bani. Și cum... ce anume să dea pe biserică? Vine ortodox. Nu, noi facem un cer, aruncăm bani în sus și ce cade în cer chiar nostru, ce cade în afară, ia Dumnezeu, Dumnezeu. Vine catolicul, zice, domnule, zice, nu așa. Aruncăm bani în sus, ce care în cerchi iau Dumnezeu că e la noi, ce care în afară noastră. Dar nu ești evreu. Zice, băi, zice, știi care e problema? Ce care înăuntru și în afară iau noastră, ce care pe dungă, iar Dumnezeu că e la noi. Așa e și cu tragerea sorților. Bun. 5. Măsurătorile. Radiestezici. Radiestezice. Da? Măsurătorii radiestezice. Adică, pe mine mă interesează. Mă, de adevăr. Care-i voia lui Dumnezeu? EBF. Mă rog, asta să fac primul măsurător radiestezic. Relația cu ghidul personal. Care poate să fie înger,
sau poți să ajungi la nivelul la care să fie Mântuitor. Nu vă mai fie frică. Noi suntem ortodoxi. Hristos a murit pentru creștini pe cruce. Eu stau la ușa ta și bat. Deci dacă cineva vrea cu adevărat relația cu Hristos, o poate avea în orice moment, pentru că Hristos stă la ușa noastră, înăuntru, ușa inimii noastre, în orice moment. Singurul lucru este să-i dai tu drumul. Eu stau la ușa ta și bat. Da? Dintre care ghidul personal, metodul personal poate să fie Iisus Hristos. Noi nu suntem învățați așa ceva în ortodoxie. Dar mentorul meu personal sau ghidul meu personal trebuie să fie Mântuitor. Și atunci evident că totul se simplifică pentru că Mântuitorul este a fi strateg planetar. Și atunci are altă viziune asupra planului terestru decât are, eu știu ce, ghid din poporul român sau nu știu ce sfânt al poporului român. Deci, relația cu ghidul personal. Pur și simplu, de asta se face, de exemplu, acatistul Sfântului personal. Adică, am un sfânt de care îmi place mie, care sunt eu, cu care rezonez eu, și citesc acatistul în fiecare seară. În momentul respectiv, el devine mentorul meu spiritual. Și el mă ajută în ceea ce am făcut. Și eu întreb și el îmi spune. Da? Acatistul Sfântului personal. Relația cu ghidul. Ce mai avem? Cred că e destul. Mai departe. Deci asta este cu verificarea gândurilor, da? O să verific un gând prin intermediul ghidului personal? Absolut, da. Prin moaște, prin poznecul, prin satire, prin tragerea la sorți, e bine, nu e bine gândul respectiv. Prin măsurător la destinții ce se măsoară, EBF-ul, verificitatea, voința divină, mă rog, tot ce este, de unde vine, gândul respectiv. Se poate afla dacă este sau de la ghidul personal. Mai departe. Absolut, da. Este meditația, intră în inimă și la meditația intră în inimă te poți întâlni chiar cu Mântuitorul și întâlnirea cu Mântuitorul să afli dacă un gând este bun sau nu. Absolut, da. Da. Măsătorirea de zici... Îngerul poți să zice că da. De adevăr, sunt foarte utile pentru aflarea adevărului, dar eu sunt pe următorul principiu, întotdeauna trebuie să ai mai multe sisteme de verificare. Eu am învățat de la tatăl meu care a fost spion că o informație trebuie să fie verificată din cel puțin două surse independente. Da? Măsurătoarea este una dintre ele. Dar este una foarte bună și foarte utilă. Eu i-aș acorda radiestezie un 9-5 ca acuratețe. Mai departe. E greu să te asigur că măsor corect. Singurul lucru pe care pot să fac asta este prin experiment. Și sunt experimente gen e o carte, o deschizi, măsor la ce pagină ai deschis, e niște cărți, trage o carte și verifici ce carte ai tras. Deci, de asta se fac după foarte mult exercițiu. Te iei două, trei căi cu apă, în una pui zahăr, în măsură care, în care e zahăr după ce l-ai amestecat între ele. Deci sunt foarte multe metode prin care poți să-ți dezvolți acuratețe, dar să se învață la anestezie. Mai departe. Absolut. Deci există un nivel la care trebuie să scoți sufletul ca să nu mai fii implicat emoțional. Deci scoți sufletul măsor și îl pui la loc. Absolut, da. De ce? Pentru că noi vrem ceva de multe ori din suflet și vrem ceva din suflet, terminăm măsurătoarea. Părerea mea e că cel mai important parametru este voința Tatălui. Pe mine mă, nu mă interesează nici treimea pe ansamblu, nici... Pe mine mă interesează voința Tatălui. Am întâlnit foarte multe idei, dar Dumnezeu Tatăl, până la urmă, este Cel care a creat tot acest univers și dacă
de oricare dintre ceilalți, fie ei sfinți, îngeri din cele mari, mă pot îndoi, e clar că nu mă pot îndoi de Tatăl. Știți, aici se pune problema în ce măsură sunt eu dispus să fac voința Tatălui, da? Pentru că, vă dau un exemplu. Voința Tatălui pentru ca Iisus să se ducă pe cruce a fost 100. Beneficitatea de moment ca Iisus să se ducă pe cruce este minus. Pentru că nu poate să fie benefic pentru Hristos să fie crucificat. Ați înțeles? Dar EBF-ul de perspectivă e 92.000. Adică EBF-ul la care a ajuns Mormântul Sfânt. Deci EBF-ul Mormântul Sfânt e jur de 90.000. 92.000. Înțeleg ce vreau să spun? Deci parametrii ăștia se măsoară și în funcție de prezent și de perspectivă. Pentru că un lucru poate să fie negativ în prezent, poate să fie benefic în perspectivă. Deci până și măsurătorul la deschizii și integrarea măsurătorului la deschizii trebuie făcută într-un anume fel. Înțelegeți? Și atunci se pune problema. Iisus a făcut voia lui Dumnezeu? Clar! 100. Păi ce e pe favor? Minus. Și totuși am bine. Și atunci EBF-ul îmi dă doar date despre ce se poate întâmpla cu mine. Dar de mine depinde să avem bine sau nu voia Tatălui. Nu-ți pierzi capacitatea de măsura, pentru că nu poate să-ți ia capacitatea de a măsura. Dar ceea ce poate să-ți ia Dumnezeu este accesul la informații. Adică, în radiestezie există ceea ce se cheamă banca de date a lui Dumnezeu. Banca de date a lui Dumnezeu. Ei! Banca de date a lui Dumnezeu este banca de date a lui Dumnezeu. Deci El îți dă sau nu acces în banca lui de date. Deci știți cum e? Toată lumea cred că a avut cel puțin o film de la carduri pe diferite niveluri. Nivel 1, 2, 3, 4, 5. Fiecare are un anumit nivel. Așa e și în banca de date a lui Dumnezeu. Ai acces până la nivelul cel mai mare în condiția în care înțelegi planul divin și nu te opui lui și te bani din contră. A ajuns la împlinire, dar dacă ajungi să te opui planul lui Dumnezeu, evident că te da afară. Și nu-ți mai da acces acolo. Eu nu cred că postul Bisericii Ortodoxe are ceva legătură cu Dumnezeu, Tatăl, Maica și cu Iisus Hristos propriu-zis. Adică, haide să facem un exercițiu de gândire. Mama, voi sunteți sfinți. Da? Dom'le, vă ajută cu ceva că ține cineva post pe voi? Bun. Pentru ce este util postul? Ca să se cureze. Cine? Oamenii. Deci mie, ca sfânt, nu mi este util că ții tu post. Ție ți este util că ții post. Ce mi-e util? Păi mie mi-este util, mi-e utilă jertfa. Mie mi-este utilă rugăciunea. Păi ce spune Dumnezeu? Nu voi, nu voi, deci Dumnezeu spune așa la un moment dat. Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laude. Deci pe mine interesează. Deci este o energie pozitivă, care îi place lui Dumnezeu. Dar este o energie care se întoarce la primordial, de unde am plecat. Aia pot eu să fac pentru Dumnezeu. Sau să-L ajut să împlinească planul de mântuire a oamenilor. Sau să ajut pe Dumnezeu să înțeleagă oamenii cine e Dumnezeu. Sau să ajut oamenii să se întoarcă către Dumnezeu. Postul este un medicament. Postul e o formă. Dar nu mă postul ăsta în care mănânci de toate și te împui cu fasole și cu varză ferită. Deci ăsta nu e post. Asta e post de copii. Postul adevărat e post de nicăieri în Biblia nu vorbește cineva de post. De post cu cârnați de soia. Ce nu e post? Postul adevărat e postul negru. Deci dacă vezi cu adevărat să faceți ceva pentru Dumnezeu, țineți pentru Dumnezeu post negru. Lăsați poveștile astea. Cum mănânc de toate,
mă îmbun și mă îngraș în postul Paștelui. Și după aia mănânc miere. Asta sunt povești. Postul adevărat e postul negru. Cine vrea să-i slujească lui Dumnezeu prin post, Domnule, ține post negru. Ok? Deci, da, asta este util. Este util de ce? Pentru că în timpul postului negru, corpul este obligat să deschide chakra inimii. Să facă sufletul să lumineze. Și în momentul respectiv, automat, energia pe care o creezi, se duce către Dumnezeu. Dacă e colaborat și cu rugăciunea, este absolut perfect. Dar nu înseamnă că postul ajută pe cineva din cer. Postul meu. În locurile sfinte, orice om are acces la lumină. Dar mă gândesc că orice om are acces la entitățile de lumină. Pentru că eu cred că omul trebuie să fie pregătit să aibă acces la entitățile de lumină. Unii au acces chiar fără să știe la entitățile de lumină. Pur și simplu, ei se simt mai bine, dar habar n-au că au entități de lumină pe ei. Deci, orice loc sfânt devine o poartă către entitățile de lumină. Dar asta nu înseamnă că toți lucrurile și o conștientizează. E clar că în momentul în care te duci la un loc sfânt, ești ca printr-un duș energetic. E clar că primești niște daruri, niște îngeri păzitori. Corect. Dar nu toți se conștientizează. Nu, n-am întâlnit niște o rugăciune specială pentru dezvăluirea adevărului. Dar pot să mă rog lui Dumnezeu să-mi dezvăluie adevărul unor lucruri. Sau adevărul înțelepciunii mei. Și există o pildă în acest sens, dar mi se pare că am mai povestit-o. Da? Deci poți să-i ceri Dumnezeu să-ți dezvăluie înțelepciunea Lui. Care este cu totul altfel decât înțelepciunea mea. Ceea ce la noi este bine, la Dumnezeu poate să fie rău. Ceea ce este la noi rău, la Dumnezeu poate să fie bine în perspectivă. Deci Dumnezeu gândește, are altă înțelepciune decât avem noi. De ce? Pentru că El nu judecă prin ăștia 70 de ani sau prin ziua de azi sau de mâine. Dumnezeu gândește neoni. Adică, imaginați-vă un om care este lăsat să cadă, care ajunge mai rău decât rău, da? Care se perfecționează în rău, da? Care la un moment dat se întoarce la Dumnezeu și care fiind mai rău decât rău, evident că în momentul în care se întoarce către Dumnezeu devine cel mai bun luptător al lui Dumnezeu. Și care e în stare să deschidă porțile iadului și să scoată de acolo tot ce înseamnă îngeri. Deci pentru Dumnezeu asta a însemnat eoni. Pentru omul respectiv a însemnat chin. Dar pentru Dumnezeu în perspectivă, binele pe care a creat omul ăsta înseamnă mult mai mult. Și numai pentru el, ci pentru toți cei pe care i-a salvat. Adică, nu știu, cred că e o problemă de conștiință personală. Depinde cum judeci. Credeți că consideri că merită 300 și ceva de vieți în care tot ce ai făcut a fost să ucizi sau să desăvârșești alta luptei ca după aia să poți să eliberezi miliarde, miliarde, de miliarde de îngeri care au fost închiși? Asta Dumnezeu știe. Părerea mea e că da. Dar fiecare trebuie să-și pune problema asta. Mai departe. Absolut da. În timpul inițierilor, de asta cred că mă supără de mine. În timpul inițierilor se curăță spațiul respectiv. În timpul inițierilor se deschide sursa de lumină. În timpul inițierilor vine entități de lumină. Deci pot să pun întrebări, legătură cu viața mea personală, cu business-ul meu, cu lumea, cu universul, cu Dumnezeu, cu tot ce vreau. Deci eu, sincer, mă încerc să stau doar în inițier ca să am acces la momentul respectiv la divinitate. În timpul optimizării de la radiestezie, în timpul slujbilor ortodoxe, sunt foarte multe momente în care se deschid cerurile și am acces la divinitate. Și atunci, de ce să nu folosesc chiar și inițierile ca un moment în care să pot să am acces la informații? Absolut. Ce fac? Dar depinde de mine să folosesc acest timp. Da? Părintele Arcatul spunea că poți să ceri de la Dumnezeu să îți transmită prin vis o informație, dar trebuie ca un vis să primești de 3 ori ca să fii sigur că e de la Dumnezeu. E mai greu treaba asta.
Dar, de adevăr, visul poate să reprezinte o cale a lumii spirituale către lumea asta mondială. Deci, prin vis putem să primim informații din lumea de dincolo. Bun. Mai sunt întrebări? Bun. Bun, despre verificarea gândurilor. Deci, am considerat necesară treaba asta. Dom'le, mi se atribuie tot felul de gânduri. Că i-am uitat în minte nu știu cui. Că i-am zis nu știu care doamne să vină la mine. Că i-am zis nu cui, că eu am chemat, că am trimis. Bă, n-am timp eu să mă ocup de treburile astea. Există ghizii altora. Există ghizii personali care ne ajută. Misiunea unui ghid nu este că eu să stau frumos și liniștit cu burta la soare. Misiunea unui ghid este ca eu să fac cât mai multă treabă ca să ajut cât mai mulți oameni și în felul ăsta și el este răspătit pentru acest efort. Și atunci evident că îngerii câteodată nu transdor până nu fac niște lucruri bune. Da? Bun. Dar trebuie să fac diferența între îngerii care sunt ai mei, îngerii care sunt ai altora. Sau îngerii care îmi spun ceea ce e de la Dumnezeu și îngerii care îmi spun. Și atunci am considerat necesar să vă verificați gândurile. Dom'le, nu pot să mă duc la moaște de Sfinți. Nici nu pot să țin post de cu 3 zile acum. Dom'le, dar pot să citesc psaltirea pe Sfântul Dumnezeu 3 catisme, 3 pasta. Durează 20 de minute. Când ai exercițiu, 3 catisme, dar înseamnă 20 de minute. Și în 20 de minute știu ce, trebuie să, știu ce înseamnă gândul meu. E o formă foarte bună de curățare a minții. Psaltirea. Pentru curățarea minții. Curățarea minții. Trei catisme. Deci, înainte să fac eu createre, înainte să știu să mă curăț în alt fel, nu aveam altă metodă. Duceam și se dea de vorbă cu bolnavii de la spitalul nou. Păi vă dați seama cum ieșeam de acolo. După ce se tăia o oră, două, trei, patru de vorbă cu pacienții psihiatrici. Eram ca o bombă. Mă duceam frumos acasă și știam trei catisme. Nu știam să mă curăț, nu știam să dau drumul la lumină, nu știam să fac nimic. Și atunci stăteam frumos acasă în fotoliu și mă vindeam în numărare și citeam trei catisme. Și după aia puteam să fiu liniștit. Puteam să fiu... Mă curățam. Puteam să fiu eu. Evident că energia asta poți să o folosești. Sport, sex, etc. Dar dacă vrei să ai mintea curată, folosești lumea trei catisme. Scoți psalmii aia care blesteamă și citești trei catisme. Și atunci îți curăți mintea. Da? Bun. În probleme mari. Evident, nu o să mă apuc să dau cu barba. Asta pot să fac. Un joc, în chestiile astea mici. Mă rog. Țin post negru, o zi. Țin post negru, trei, când sunt probleme serioase. Și în momentul respectiv, evident că evoluezi. Dumnezeu te ajută. Dacă ai bunăvoință și îți dorești să evoluezi, Dumnezeu te ajută. Bine. Cam atât despre verificarea gândurilor și despre manipularea prin îngeri. Nu mai credeți orice gând care vă vine în minte. Am avut oameni care s-au dus în munți, au plecat de acasă, de-i căuta poliția și salvarea și toată lumea. Pentru că au crezut ei că așa trebuie să facă. Există o manipulare din vai de... Deci ispita este cea mai grea. În ortodoxie se spune că cea mai grea ispita este ispita care vine de la îngeri. Cea mai grea. Așa că, să știți că mi-am furat-o, nu acum, recent, nu de mult, recent, ispită de la îngeri. Așa că aveți grijă cu îngerii. Tocmai asta a fost ideea, că mi-am furat-o și eu tot de la îngeri. Ai impresia că faci bine și faci pe rahatul, ghem. Adică rahatul praf și dragul ghem, asta era ideea. Bine, să vă fie de folos. Sper să aveți mințile mai curate. Sper să fiți cu țigările pe casă. Sper să nu mai dați vina că vă manipulează nu știu ce, nu știu cine. Nimeni nu poate să treacă peste astea și aveți grijă de ele. Și faceți-le. Că nu sunt chiar de greu. Și aveți mai multe sisteme de verificare. Da? Tot ce vă doresc este vânt la pupa. Și o cale de lumină. Și... să ne vedem cu toți acolo, o să rămână.